Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bun, regăsit după o perioadă de vacanță, prilejuită evident de sărbătorile de iarnă, iată că revenim în direct, revenim în forță, cum s-ar spune, să discutăm despre ceea ce se întâmplă în județul Mehedinți, în special și în România, în general. Au fost uh, sărbători ale Crăciunului, au fost uh, sărbători ale Anului uh, Nou, nu atât de liniștite cum ne-am fi dorit, poate, sau cum ne-am fi așteptat unii dintre noi, având în vedere că această perioadă a, cui a coincis și cu turbulențe, să spunem, pe scena politică. Am avut un guvern nou instalat până la urmă în uh, frunta României, după chiu și vai, cu chiu și vai, aș putea spune, s-a instalat un nou uh, guvern. Sunt multe, evident, de discutat într-o primă emisiune. Nu o să apucăm să le tratăm, vă spun încă de pe acum, pe toate, pentru că sunt foarte multe evenimente care s-au succedat în ultimele zile, în ultimele săptămâni. Prin urmare, e greu să le cuprindem pe toate. O să facem însă referire la câteva dintre ele. În funcție și de ce scriu ziarele pe care le avem astăzi la dispoziție, Obiectiv Mehedințean face de asemenea o sinteză, să spunem, a evenimentelor care s-au petrecut în ultimele zile și spune așa. Au trecut și aceste mult prea serbe de sărbători de sfârșit de an, precedat aproape inevitabil de scandaluri politice la nivel înalt. Despre acestea am mai vorbit și în ultimele numere din anul precedent. După refuzul în egală măsură ciudat și anticonstituțional de a o nominaliza pe Sevil Shaideh ca premier, așa zisul președinte al României a avut o tentativă de recidivă plecând în drobă de la Palatul Cotroceni fără a spune ce are de gând cu cea de-a doua propunere de premier, Sorin Grindanu, și când intenționa să facă publică o decizie personală în legătură cu aceasta. De data asta nu a mai așteptat să treacă și revelionul și cu doar câteva ore înainte de intrarea în noul an a acceptat numirea lui Grindanu printr-un SMS, Felicitări! Claus Iohannis, un SMS care a devenit de altfel celebru, după cum știm, în mediul virtual și nu numai, în întreaga societate românească, este un mesaj devenit celebru, devenit viral, dacă vreți. Un SMS care putea așadar însemna, citit cu mare liniște, totul sau nimic. Moda asta de a face politică, nu pe cale oficială, deschisă în fața oamenilor, ci prin SMS-uri și alte facebook este completament neserioasă, frivolă și trădează niște tare absolut incompatibile cu statura unui om politic ce se vrea responsabil. Dacă memoria nu ne joacă feste, cel care a introdus această practică pe meleagurile noastre a fost chiar lui Santa Claus, împreună cu echipa sa de negrișori. Greșim cu ceva? Se întreabă domnul profesor Eugen Moicananu și nu, nu greșește... Deloc atunci când face astfel de afirmații Într-adevăr, e o modalitate absolut ciudată, să spunem, de a face politică O politică ce pare să nu țină absolut cont de cetățean De populația, dacă vreți, din întreaga țară Adică o politică în care nu simți nevoia să oferi explicații cetățeanului Pentru o decizie sau alta pe care o iei nu știu de ce am impresia că președintele României consideră cumva că a fost împroprietărit cu o țară în 2014, prin urmare nu are nevoie să dea niciun fel de explicație românilor, cum ar fi fost normal, într-adevăr, să explice de ce nu a numit-o într-o primă instanță pe Sevil Shaide, de ce recurge la această metodă de a-l confirma, să spunem, pe Sorin Grindanu ca premier printr-un SMS atât de sec, ideea este că nu a oferit niciun fel de explicație românilor. Să ne fi spus și nouă până la urmă, domnule, nu am pus-o pe Sevil idee pentru că doamna respectivă prezenta niște mari riscuri pentru siguranța națională, așa cum s-a speculat într-o parte a presei care încerca să spele cumva imaginea președintelui și, și, și să justifice într-o oarecare măsură decizia acesteia de a nu o numi pe Sevil ca prim-ministru. Nu știu, habar nu am. Poate că într-adevăr soțul doamnei respective nu știu ce afaceri, nu știu ce susținător al nu știu cărui regim totalitar uh, era. Habar nu am. Sunt doar speculații. De la președintele României am fi așteptat însă cu toții, așa cum s-a discutat de altfel în această perioadă, măcar niște explicații. Să știm și noi dacă, într-adevăr, legăturile soțului doamnei Sevil Șaideh sunt atât de puternice cu Bashar al-Assad. Pentru că eu vă spun, dacă sunt atât de puternice, dacă erau atât de puternice relațiile sau dacă exista măcar o relație de acest gen care ar fi periclitat siguranța națională într-o asemenea măsură încât doamna respectivă să nu poată fi numită prim-ministru, pe atunci avem o problemă și cu numirea ei ca ministru în uh, guvernul Grindean. Avem o mare problemă că, pe cuvânt, adică n-aș vrea ca o, o astfel de persoană să conducă un minister atât de important în România precum cel al uh, dezvoltării. Nu am primit niciun fel de explicație, evident că nu cred că s-a pus problema de așa ceva. Asta au fost doar pur și simplu speculații uh, și tot felul de uh, zvonuri aruncate așa pe surse pentru a justifica, așa cum spuneam, o decizie absolut uh, ilogică a președintelui Klaus Iohannis. Ilogică la acel moment și la acest uh, moment. Dumnealui pur și simplu a vrut să-și arate mușchii, să-i arate el lui Dragnea și PSD-ului că nu e cum zică ea și că el poate să facă ce vrea el în țara asta. Comportament care, repet, nu prea ține de președintele României. Traian Băsescu, măcar la momentul în care făcea astfel de aroganțe, măcar venea cu o justificare. Măcar venea și îl umplea de lături pe respectivul. Spunea, nu fac lucrul ăsta pentru că persoana X este așa și pe dincolo. Și ți-l pune grea și ți-l umplea pe la de lături și îți dădea o justificare. Corectă, incorrectă, de cele mai multe ori incorrecte explicațiile oferite și de Traian Băsescu. Dar măcar avea această minimă decență, minimă morală, dacă minima moralia vorba lui Pleșu, de a oferi o explicație cetățeanului. Altfel stăm cu toții ca proști și iată la trei săptămâni deja de când s-a pus problema numirii doamnei Sevil Șaideh, încă mai scriem prin ziare, încă mai comentăm la televizor și ne gândim ca proștii, cum vă spuneam, oare de ce nu o fi numit-o Claus Iohannis pe doamna respectivă în funcția de premier? Vă spun că, din punctul meu de vedere, România a ratat o mare șansă. A ratat o mare șansă de a avea, pentru prima dată, poate în istorie, în istoria recentă, în istoria post decembristă un premier cu adevărat serios. Un premier cu adevărat uh, muncitor și dedicat activității sale. Tornul acesta, Sorin Gridneanu, care a fost numit uh, premier, nu știu ce să vă spun despre el foarte multe, are ciudățeniile sale în uh, CV, are o traiectorie destul de ciudată. E clar însă, cred că pentru toată lumea nu mai există niciun fel de dubiu. Adevăratul conducător al guvernului la acest moment este evident Liviu Dragnea. Eu sper să o facă bine până la urmă, sper să nu-l ia foarte tare veția asta puterii, care pare să se manifeste destul de pregnant la Liviu Dragnea. Sper să nu-l afecteze foarte tare, pentru că -cum, cât de repede a urcat, Atât de repede se va prăbuși și Dragnea, și PSD-ul. Până la acest moment, Dragnea se mișcă bine. Guvernul PSD, în cele câteva zile de la, pe care le are de la instalare, se mișcă bine. E în regulă, adică măsurile pe care le-au impus, măsurile de creșteri salariale, măsurile de neimpozitare pensiilor și toate măsurile sociale pe care le-au impus, din a doua zi de când au ajuns la guvernare. Sunt pe placul românilor, sunt decizii așteptate, sunt decizii promise și în programul de guvernare și nu au așteptat o lună, două, trei să le pună în aplicare, le-au pus chiar de a doua zi de la din momentul în care a fost instalat noul guvern. Iar asta place românului. Este um, ceea ce așteaptă oamenii de la o guvernare. Într-o țară săracă, foarte săracă, așa cum este România, măsurile de protecție socială sunt extrem de importante. Sunt discuțiile astea cu domnule, că de unde vor face rost de bani, că nu știu ce, că am văzut că și domnul Claus Iohani s-a întrebat de unde vor face ei rost de bani. E, de unde? Uite, este suficient dacă se da, așa nu știu, prin ordonanță de urgență sau cum, nu știu. Dar ideea este că dacă în România nu se fură o zi, bă, o zi, adică să stabilească o zi a săptămânii, bă, joia nu furăm. În rest, în toate celelalte zile ale săptămânii. Facem ce ne-am obișnuit noi să facem, dar joia nu furăm. Este suficient pentru a avea bani și de pensii și de salarii și pentru toate măsurile sociale care s-au impus deja sau urmează a fi impuse de către noul guvern. Deci asta, că de unde avem banii pentru măsurile respective, e. E o întrebare așa, retorică, din punctul meu de vedere, adică nu știu dacă se și așteaptă neapărat un răspuns la o astfel de întrebare. Banii în România sunt. Ideea este cum sunt cheltuiți, către ce sunt îndreptați. Pentru că dacă îi îndreptăm către retrocedări, cum am văzut că s-a întâmplat în perioada guvernului PDL, evident că nu mai ai bani de salarii, de pensii și de alte măsuri sociale și la fel de evident, invoci criza, pentru a tăia tot din salariile oamenilor și lefurile bugetarilor, pentru a acoperi cumva paguba creată prin acele, inclusiv, nu numai, dar inclusiv prin acele retrocedări de sute și sute de milioane de euro bani care au intrat în buzunarele unor persoane fizice. Gândiți-vă cam ce ar fi însemnat pentru economia României toate acele sute și sute și sute de milioane, că dacă se ar face un calcul, probabil că nici nu ar mai fi fost nevoie de tăieri, de măsurile acelea atât de blamate de către români la momentul în care s-au aplicat. Deci bani sunt, Ideea este, repet, cum sunt chipzuiți și către ce sunt orientați. Dacă mergem în continuare către investiții care nu aduc niciun fel de plus valoare, dacă îi orientăm către buzunarele uneia sau altuia dintre clienții politici ai partidului aflat la guvernare, indiferent că acela se numește PSD, PNL, PDL sau cum veți dori dumneavoastră să se numească, nu am rezolvat nimic. Guvernul acesta, proaspăt instalat, Pare că vrea să facă ceva, pare că vrea să demonstreze ceva. Au ajuns la guvernarea României cu un scor uh, covârșitor, un scor record obținut de Partidul Social-Democrat, un scor pe care probabil că mulți dintre liderii PSD nu îl uh, intuiau, nu îndrăzneau nici măcar să viseze, și la nivel național, dar și la nivel de mehedinți, dacă vreți că nu am apucat să facem o analiză dacă o a rezultatelor. Din Mechedins, cu toate că nu știu ce analiză s-ar mai putea face acum, dar este surprinzător acest scor obținut de socialdemocrat. Surprinzător de mare, este surprinzător de mic scorul obținut de PNL, din punctul meu de, de vedere. Deci, sunt niște curiozități ale acestor alegeri. A fost un val mut pe care puțini au fost cei care se pot lăuda acum că l-au intuit. Poate și ca urmare a acelei campanii atât de anoste, adică nu a mai fost fervoarea, nu a mai fost încrâncenarea din, de acum patru ani, de exemplu, de la alegeri, și atunci a fost mai greu de intuit valul mut care s-a prezentat la vot. Se credea că va fi și o prezență extrem de redusă. Nu a fost așa. A fost o prezență normală, a fost o prezență în media ultimelor alegeri din România, un pic mai scăzută pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale. Deci nici măcar acea prezență scăzută nu s-a confirmat până la urmă. Oamenii au ieșit și au votat. Nu știu dacă au votat neapărat pentru PSD, au votat din punctul meu de vedere, în primul rând, împotriva, împotriva guvernului Cioloș și chiar a lui Claus Iohannis. Asta a fost motivul pentru care PSD a fost creditat cu asemenea încredere din partea populației României. Obligațiile, așadar, sunt extrem de mari. Depinde foarte mult cum le vor duce. Da, da, da. Că culmea și tinerii frumoși și veseli au votat. Da, e pentru prima dată când bazinul electoral al PSD-ului. Apropo de analiza, să spunem, a alegerilor din decembrie, este pentru prima dată când bazinul electoral al PSD-ului s-a mărit, s-a lărgit. Până acum se spunea că votanții social-democrați sunt în principal cei din mediul rural, cei care nu au o instruire foarte temeinică și tot așa. S-a demonstrat acum că este un mit. PSD a fost preferat de absolut toate categoriile socioprofesionale din uh, România, indiferent că vorbim de tineri, indiferent, indiferent că vorbim de populație activă, deci pe toate categoriile de vârstă, pe toate categoriile sociale și profesionale, PSD a câștigat. Prin urmare, povestea aia, domnule, liberalii, dreapta este votată de intelectualii fini, ăia cu nasul, uh, așa, în alte sfere iar stânga este votată de prostime, că asta se spunea, cu scuzele de rigoare pentru cei care s-ar putea simți jigniți, dar să știți că eu nu ascund faptul, cum am spus întotdeauna, eu sunt de stânga. Prin urmare, mă includ și pe mine în această mare categorie a prostimii, așa cum consideră unii elitiști. Cam asta ar fi extracția, dacă vreți, chiar la absurd, a declarațiilor făcute în spațiul public de unii și de alții. Deci ideea este că acest mit s-a dărâmat la alegerile din decembrie. Nu mai avem de-a face cu o astfel de punere în categorii a votului populației. PSD și-a lărgit bazinul electoral și nu datorită lor, în primul rând, ci din cauza guvernării Cioloș, cum spuneam, și din cauza lui Claus Iohannis în, în primul rând pentru că a fost asociat atât de mult partidul național liberal cu Klaus Iohannis. Uh, iar prestația președintelui este atât de slabă, este atât de blamată de către populație, încât s-a înregistrat acest vot puternic negativ la adresa partidului național liberal. Dacă mă întrebați pe mine, nici foarte multe variante, nici foarte multe perspective de a-și reveni nu au liberalii la acest moment. În mod normal, alegerile, mai ales pentru partidul care le pierde, reprezintă un bun prilej pentru a te reorganiza, pentru a lua-o de la capăt. Să ai o discuție serioasă cu tine în și să vezi unde ai greșit. Cam asta se întâmplă după fiecare rundă de alegeri, mai ales în condițiile în care pierzi atât de dezastros cum a pierdut Partidul Național Liberal. Acum, asta ar trebui să se întâmple în Partidul Național Liberal. Băi, băieți, undeva am greșit. Hai să vedem unde am greșit, o luăm de la capăt și hai să vedem unde am uh, greșit. Dacă mă întrebați pe mine, și cred că nu sunt mulți dintre dumneavoastră care să poată spune la acest moment un lider din Partidul Național Liberal care să poată prelua partidul și să poată să facă performanță. Bun, au dat-o jos pe Alina Gorghiu, foarte bine, au dat-o jos pe Alina Gorghiu și au pus-o pe Raluca Turcan, interimar. Deci eu am crezut că e o glumă. Când am auzit prima dată această variantă, am zis că asta e ceva dat de Times New Roman sau ceva de genul ăsta. Nu poate fi adevărat o asemenea informație că au dat -o jos pe Gorghiu ca să o pună pe Raluca Turcan. S-a adeverit, după cum știm, Raluca Turcan este președinte interimar al Partidului Național Liberal. Ori dacă liberalii își imaginează că pot reforma partidul cu uh, Raluca Turcan sau cu alte variante care se vehiculează să preia președinția partidului în urma Congresului, care va fi organizat când va fi organizat, că nici asta nu s-a stabilit, să mă iertați, dar vor mai sta mult timp în opoziție din acest moment. Nu au lideri. În momentul ăsta. Nu au lideri pentru că au <coughs> picat în această capcană propovăduită de propagandiști, cum că uh, populația României își dorește mai mult decât orice pe lumea asta, de mici copii, românii își doresc uh, curățarea clasei politice. Și atât de mult s-au curățat liberalii, încât până la urmă au ajuns să se curețe pe ei înșiși. Uh, Și-au uh, dat afară și au pus în plan secund toți liderii de forță ai partidului, toți liderii care aduceau voturi pentru partid, partidul de la asta și sunt și ele compuse, evident, din oameni. Unii cu mai multe calități, alții cu mai multe defecte, dar în alegeri e ca la fotbal. Contează, fotbalul se joacă pe goluri, alegerile se joacă pe voturi, contează cine ți aduce acele voturi. Ori dacă ei consideră. Sau, de fapt, consideră așa, au considerat că pot să aducă voturi cu Claus Iohannis, cu Dacian Cioloș și cu profesorul Dăneilă, de exemplu, ei bine, se dovedește acum că strategia lor a dat kicks. Asta este o altă concluzie care s-ar putea trage în urma alegerilor din uh, decembrie. Populația României este interesată puțin spre deloc de luptele lor politice, de luptele lor între clanuri transpuse în spațiul public sub forma luptei anticorupție. Populația a intuit că ceea ce trăim acum nu este neapărat o luptă anticorupție, din potrivă, este o luptă între găști. Și vedem acum când ni uh, s-a dus și nouă la cunoștință, când aflăm și noi așa, din diverse înregistrări, din diverse declarații ale celebrului Sebastian Ghiță, vedem cum se face justiția în România. Și cu atât mai mult conștientizăm că de fapt nu avem de-a face cu justiție, nu avem de-a face cu o luptă anticorupție, este vorba despre lupte între găști, la care noi, populația, asistăm nepăsători. Pe de-o parte, neputincioși, pe de -o altă parte, cert este că suntem doar spectatori a acestei lupte, dar nu este lupta anticorupție. Iar românii au intuit foarte bine acest lucru și chiar dacă despre psd se spune că sunt corupții corupților, hoții hoților, infractorii, interlopii, penalii, cum li se mai spune, nu? Ăștia sunt răul uh, omenirii, în general. E, iată că au luat aproape de 50% la legele din România. Drept dovadă că pe români nu interesează foarte tare aceste aspecte. Pe românii interesează nevoile imediate. Ei interesează să aibă un salariu bun, să aibă un loc de muncă, interesează să trăiască cât se poate de bine. Dacă nu bine, măcar binișor. Lupta asta împotriva corupției care se tot, se tot propovăduiește e doar o gargară de televizor, să ne înțelegem. Și au S-a remarcat. Asta este, cum vă spuneam, una dintre concluziile care se poate trage în urma alegerilor din decembrie. Românii știau foarte bine că în fruntea Partidului Social-Democrat se află un condamnat definitiv Liviu Dragnea. Chiar dacă cu suspendare, dar are o condamnare penală definitivă. E interesat pe oameni chestiunea asta? Absolut deloc. Bă, da, absolut deloc. Drept pentru care au mers și au votat în proporție de 50% aproape cu Partidul Social Democrat. În județe, Partidul Social Democrat a avut a avut inteligența să-și mai păstreze pe aici, pe colo, pe aici, pe acolo, măcar, câțiva dintre liderii de forță care pot să aducă voturi. Chiar dacă au probleme cu legea, chiar dacă sunt cercetați în diverse dosare și tot așa. Vă dau un caz concret care și-a ajuns în ministrul, care și-a a și -a ajuns în guvern, pardon, ca ministru al muncii, Lia Olguța Vasilescu. Cercetată de, de și ea în dosare, penală, după standardele lui Iohannis, a câștigat fanfar alegerile în Craiova, în Dolj, a ajuns ministrul Muncii și pare să fie un ministru bun al Muncii, Iaul Guța Vasilescu. Deci PSD-ul nu a făcut această prostie pe care au făcut-o liberalii să uh, ardă pe rugul ăsta construit de propagandiști. De, nu știu, de diverse ziare, diverse... Instituții de presă care au zis, domnule, trebuie să fiți curați ca lacrima, pentru că România asta vor oameni curați ca lacrima. Nu, 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 românii nu vor oameni curați ca lacrima. Românii știu foarte bine că în România se fură. Și indiferent care ar fi partidul aflat la guvernare, fură ăștia în dragi. Problema este, fac ceva și pentru români sau nu? Asta este singura întrebare pe care și-o pune românul simplu, din cât îmi dau eu seama, din câte pot să intuiesc. Nu cred că există vreun român care să-și imagineze la modul serios că în PSD sunt penalii și hoții și în Partidul Național Liberal sunt fecioarele neprihănite. Nu cred că există cineva. Sau la USR, o altă invenție monstruoasă din punctul meu de vedere, dar iată care a reușit să acceadă în Parlamentul României. Nu există așa ceva. Problema este, cum vă spuneam, face cineva ceva concret și pentru români sau nu. Atâta timp cât guvernul PSD ăsta care s-a instalat acum va face ceva pentru români, eu vă spun că la cum se mișcă Dragnea, cel puțin la acest moment, sper, repet, să nu l îmbete foarte tare puterea asta pe care o are în mâini la acest moment și are o putere extrem de mare. Foarte mare putere are la acest moment. Dar, dacă lucrurile vor continua pe această linie și se vor mișca în direcția corectă, eu vă spun că 10 ani de acum înainte nu mai de nimeni jos PSD-ul de la guvernare, iar Dragnea va deveni președintele României. Pentru că nu are cine să-i contracareze. PNL-ul este un partid în disoluție, cum vă spuneam. Alternativa pe partea dreaptă în 2020 cred că va deveni ALDE, nici de cum Partidul Național Liberal. Stați să vedeți ce urmează. Stați că încă mai așteaptă. Acum sunt diverse tabere în PNL care cred că va accede una sau alta la, la putere și atunci încă este un război mognit. Stați să se stabilească data Congresului. Stați să vedem ce candidaturi vor, vor fi și de atunci or să înceapă să iasă la suprafață, la ivală nemulțumirile, supărările și frustrările pe care le au mulți dintre liberali și de asemenea multe dintre aceste frustrări sunt pe deplin justificate. Anticipez că vor fi mulți liberali care vor trece la ALDE. E un partid aflat la guvernare, un partid de dreapta aflat la guvernare și evident că poate să atragă uh, membrii dinspre PNL. Vor pleca de asemenea, cred eu, și către Traian Băsescu, către PMP-ul lui Traian Băsescu, unii dintre pedeliștii vechi vor pleca, iar PNL-ul riscă dacă nu vor avea o conducere coerentă, nu văd cine ar putea fi acel lider la acest moment, dar dacă nu vor, nu vor scoate din joben ceva, riscă să se ducă undeva într-un 6-7% poate la alegerile din uh, 2020. Cam asta este uh, configurația politică la acest, uh, la acest moment. Nu știu ce ar mai putea salva pe liberali. Uh, o singură șansă ar avea, din punctul meu de vedere, dar nu vor face. Că au spus clar că nu vor face, să-l roage în genunchi de Crin Antonescu să se întoarcă în funcția de președinte al PNL. Nu vor face, nici Crin Antonescu nu vrea acest lucru, dar este singurul lider pe care l-a avut PNL-ul în ultimii ani, credibil, cu discurs și care mai arăta un pic de forță. Restul, să mă ierte Dumnezeu, dar glugi de coceni și iată unde... A ajuns PNL-ul ca urmare a acestui management defectuos. Dacă vreți. Uh, mai aveau speranță liberali în instituțiile de forță care au tot torpilat la psd în ideea în care reușesc cumva să-i scoată pe morții ăștia din amorțeală, pe morții ăștia de la PNL. SRI, DNA, parchete. Se schimbă lucrurile, după cum vedeți, și în ceea ce privește aceste instituții de forță. Eu cred că lucrurile nu pot să rămână, având în vedere acuzațiile publice care sunt uh, prezente în spațiul public în ultimele săptămâni, cred că lucrurile nu au cum să rămână la acest nivel. Ceva se va întâmpla până la urmă, nu știu ce, habar nu am, e greu de anticipat din acest punct de vedere, dar e clar că lucrurile nu mai pot să meargă în aceeași direcție. Dacă ceea ce dezvăluie Sebastian Ghiță, iar unele dintre dezvăluiri sunt confirmate și de probe, și de înregistrări, și de documente, și de hârtii, nu dacă tot, dacă măcar jumătate, dacă măcar 30% din ceea ce ne spune el acolo este adevărat, eu am convingerea că este adevărat. Dar fac așa pe deontologul și zic că dacă lucrurile sunt extrem de grave. E clar că nu avem de-a face cu un stat de drept, ci avem de-a face cu altceva, după cum vă spuneam și un pic mai devreme. Nici aceste instituții, vă spuneam, că nu mai sunt în măsură, nu mai au credibilitatea, nu mai au forța necesară să poată să-i ajute indirect pe liberal sau pe președintele Claus Iohannis. La acest moment, persoane din aceste instituții de forță cred că se gândesc mai degrabă cum să se salveze pe ele însele, nici de cum să se mai gândească la nu știu ce liberal să-l ajute să crească în sondaje. Cred că asta este principala preocupare a unor persoane din instituțiile de care vorbeam. Am văzut dimineața înainte să vin la emisiune, am văzut la televizor că astăzi ar urma și niște audieri făcute de parchetul general în dosarul acela care s-a deschis după ce s-au prezentat în spațiul public înregistrările, lui, înregistrările cu Traian Băsescu, căle ale lui Traian Băsescu încă n-au apărut. Da, poate, poate vor apărea și alea, la un moment dat. Eu vă spun că pentru instituțiile de care se vorbește o audiere într-un astfel de dosar ar fi extrem de complicat. Adică dacă șefa DNA, directorul adjunct al SRI sau alte persoane din această categorie vor fi audiate în acest dosar, vor fi chemate să dea cu subsemnatul la parchetul general, Vă spun că instituțiile astea au deja o mare problemă de credibilitate ca percepție publică, prin urmare se impun niște decizii. Nu știu care vor fi deciziile. Înțeleg de asemenea că în jurul prânzului, pentru cei care urmăriți emisiunea în direct, evident, ar urma să aibă loc o întâlnire între Ministrul uh, Justiției și Procurorul uh, Șef al DNA. Nu știu ce se va întâmpla, dar e clar că lucrurile se mișcă într-o anume direcție. E clar că nu se mai poate continua așa cum s-a perpetuat, dacă vreți acest sistem până la momentul decembrie 2016. De altfel, acum, dacă stăm să ne uităm întreaga planetă se schimbă, adică întreaga planetă este în transformare și stați puțin că încă nu și-a intrat în mandat Donald Trump. În momentul în care va intra efectiv în mandat, o să vedem cu toții niște uh, modificări, niște schimbări pe planet. Bun. Hai să vedem ce mai avem prin uh, ziare, ce ne mai uh, ce subiecte ne mai, aduc, ne mai aduc în prim plan uh, ziarele pe care le avem astăzi. Vorbește obiectivul hidințean despre componența guvernului. Așa destule figuri noi, câțiva veteran, Teodor Meleșcanu, Petre Daia, Garțiela Gavrilescu, Liaul Guța Vasilescu, un nesigur Daniel Constantin și o mare refuzată, nu știu ce, Sevil și apropo de la Petre Daia. Ca să fiu și eu ironic și răutăcios, ar trebui să felicit organizația PSD Mehedinți pentru faptul că și-a impus omul în guvernul. Iată. PSD Mehedinți are un om în guvernul Grindeanu, în persoana lui Petre Daia, ministru al uh, agriculturii locul 5 pe țară, că ăsta este locul pe care l-a ocupat, nu? Organizația Mehedin s-a ocupat locul 5 pe țară între organizațiile PSD ca rezultat al votului în procente. Deci iată o bine meritată recunoaștere a rezultatelor obținute de această organizație și promovarea domnului Napetre Daia în funcția de ministru al agriculturii. Asta pentru a fi ironic și bășcălios. În realitate, evident că lucrurile nu stau deloc așa. Adică evident că Petre Daia nu, nu, vine din partea PSD Mehedinți, Petre Daia vine pe persoană fizică. Petre Daia vine ca urmare a faptului că el a făcut, din câte înțeleg, programul PSD-ului pe agricultură, ferească Sfântul, adică sper să îl mai fi supervizat și alții, programul ăla de, pe agricultură, dar Daia e un refuzat de PSD Mehedinți și a manifestat dorința, intenția de a candidat din partea PSD Mehedinți și la aceste alegeri parlamentare, o brăznicie, din punctul meu de vedere, a lui Petre Daia, dar iată că drept pentru care a și fost refuzat de PSD Mehedin și bine a făcut PSD Mehedin, din punctul meu de vedere, că l-a refuzat, adică nu puteai să mergi cu eternul și fascinantul Petre Daia în uh, lupta parlamentară. Nu puteai. Noi, Mehedințenii, cunoaștem mai bine realitățile, cunoaștem uh, mai bine persoana, și avem niște păreri și nu sunt deloc favorabile. Iată însă că nu coincid părerile noastre cu ale lui Liviu Dragnea, care se pare că îl apreciază pe Petre Daia din moment ce i-a încredințat acest portofoliu important al uh, agriculturii. Ce va face domnul Petre Daia, acolo? Habar nu am. Mult nu cred că va sta în funcția de, de ministru va fi suficient să dea dumnealui primele declarații, așa mai în stilul caracteristic, ca să-l ia toată presa în peniță și mult nu cred că va rezista în funcția de ministru al agriculturii. A mai fost dumnealui în guvernul Adrian Stase și a stat, cred că, șase luni ministru al agriculturii. Când va ieși domnul Petre Daia într-o emisiune și ne va spune cum e cu cel mai mare dușman al lânii, că v-am povestit, cred că printre ultimele emisiuni de anul trecut, vă povesteam cum în uh, campanie electorală domnul Petre Daia era prezent la Datina TV, la televiziunea Datina, și pe ora despre cel mai mare dușman al lânii și despre cum uh, sturionii au ajuns să facă baie în piscine goale. Păi, uite că am râs noi, ne-am distrat, ne-am... Da, care este cel mai mare? Molia este cel mai mare dușman al lui. Am râs, ne-am distrat, a fost bine, ha-ha-ha, cu domnul Petre, cu nu știu ce, până ajuns ministru, domnul Petre. E bine sau ce? Vă dați seama ce mai fi prin... Noi pe domnul Neapetre îl știm. Vă dați seama ce mai fi prin celelalte ministere, adică cine ori fi ceilalți care conduc diverse... Ministere, că în afară de unii care sunt cunoscuți publicului larg și care au, au oarecare credibilitate, nu are rost să-i enumerăm din nou, dar, cert, este calți, adică acum sunt la primul contact cu publicul larg. Prin urmare, nu știm noi foarte multe despre ei. În județele din care provin, se știu însă despre ei, cum se știe în Mehedinți despre domnul. Petre Daia. Deci a fost bine, ha, 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 și hi, 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 și ce n-a mai distrat, și ce a mai râs, și ce a mai nu știu ce, până când <coughs> vă spuneam că ne trezim cu domnul, ne-am trezit cu domnul Petre Daia, ministru al uh, agriculturii. Vom vedea ce va face dumnealui, ce măsuri va impune dumnealui, așa în teorie. Bun, Petre Daia, ca să ne înțelegem, ca specialist în agricultură, E de necontestat, sau nu știu câți sunt care ar putea să conteste uh, priceperea sa, să spunem, în al agriculturii. Eu, cu siguranță, nu aș putea să contest acest, uh, acest lucru. Dar eu nu despre asta vorbesc. Nu vorbesc că de priceput sau nepriceput este Petre pentru agricultură. Ba chiar pot spune că se pricepe. E unul dintre specialiști. Eu vorbesc despre lui așa pe persoană fizică, adică, adică sunt niște lucruri care te pun pe, pe gânduri. Da, asta este. A ajuns ministrul, să-i urăm succes și repet, să sperăm că va face totuși ceva. Dacă va reuși să reînființeze acele sisteme de irigații despre care S-a tot vorbit și în programul de guvernare al PSD-ului, și de către alte persoane, și înțeleg că, repet, Petre Daia este cel care a făcut programul pe agricultură al PSD-ului. Prin urmare, ar trebui să știe și cum să pună în aplicare, cum să pună în practică reînființarea sistemelor de irigații de care agricultura românească are nevoie, chiar are nevoie. Dacă reușește să facă măcar acest lucru, e bine. Eu am niște mari dubii și v-am spus, anticipez că foarte mult nu va rămâne în fruntea Ministerului Agriculturii, dar vom vedea ce se va întâmpla. Bun, hai să vedem ce mai uh, găsim prin uh, obiectiv mehidințean pentru a ne putea aduce aminte de subiectele care s-au mai întâmplat în uh, ultimele zile și pentru a putea să le comentăm pentru cea, pe cele pe care nu am putut să le, să le comentăm până acum. După Revelion, la loc în tranșee este editorialul semnat de Sorin Vidan, un obiectiv mehidințean. Nici nu s-au stins cu totul zgomotele pe și de artificiilor de Revelion ale veseliei generale legate de trecerea într-un într nou an, că deja alte zgomote mult mai ridicate în amplitudine l-au luat locul. Rumoarea mișcărilor de pe scena politică și-a reluat locul de prim plan, iar totuși proaspăta concordie din jurul bradului de Crăciun și a meselor de sărbătoare e deja uitată. Ne întoarcem în cetișor în zona tranșelor și a războiului intern. Numirile și instalarea noului guvern a strănit controverse atât de aprige încât cred că devine de domeniul science fiction posibilitatea în țara aceasta să se ajungă vreodată la o stare de normalitate a dialogului de civilitatea acceptării opiniei opuse. Dincolo de toate aceste accese de furie și consternare ce au umplut spațiile dezbaterilor TV și Facebook-ul pe tema noului guvern, dincolo de toată grămada de schelete scoase din dulap și readuse în spațiul public de dragul scandalului, cert este că țara aceasta avea nevoie de un guvern și odată ce PSD a câștigat atât de categoric alegerile, PSD era dator să oferă o formulă și mai cu seamă să-și stingă promisiunile electorale. Pentru oameni, pentru alegători, acesta este cel mai important aspect și mai puțin numele celor din guvern. Furia a dreptei e justificată, desigur, dar e fundamentată pe o înfrângere umilitoare de spectrul căreia nu va scăpa ușor. Dar eroarea dreptei, eroare în care stânga nu a căzut, a fost aceea de a dialoga în timpul campaniei electorale mai mult cu adversarul, PSD și prea puțin cu cetățenii. Scria un bun analist al vieții politice pe wall său de Facebook zilele acestea că nu mai merge cu sloganul de genul PSD e rău. Adevărul este că din această înfrângere dreapta poate învăța ceva. Ura împotriva PSD nu face în acest moment decât să consolideze poziția PSD care a urcat peste 50%, cum e și normal. Responsabilitatea schimbării discursului în opoziție aparține în primul rând liberalilor. În loc să continue același discurs perdant anti-PSD, ar trebui să se adune și să se întrebe unde au greșit, de-a pierdut alegerile. 2. Ce pot face pentru a le câștiga pe următoarele? Nimic. Un lucru e clar. Nu le vor câștiga cu jos PSD comuniștii corupții. Repet, această ură nu va face decât să întărească PSD. E de meditat la aceste punctări în marginea situației de față. Asta pe de-o parte, pe de cealaltă parte, auzind numele celor păpuri să intre în noul guvern, am, tresărut, am tresărit, plăcut, surprins, auzind că e vorba și de un mehedințean. Petre Daia, fost ministru al agriculturii și prezent, iată. Au trecut ani bun de când acest județ nu a mai dat un ministru și probabil că ați observat și dumneavoastră de fiecare dată când am avut și noi un ministru pe la București, ceva mai mișcat și pe la noi prin județ, ceea ce nu a fost deloc rău. Aia nu pe bune. Sorine, când a mișcat ceva? În afară de faptul că a fost tănișoară ministru și atunci, într-adevăr, s-au mai mișcat lucrurile de prin județ. Petre Daia, cum vă spuneam, a mai fost ministrul al agriculturii. Și aduce cineva aminte să fi mișcat și ceva prin județ? Am avut secretar de stat pe la diverse ministere. Ați văzut să se fi mișcat ceva? Vă aduceți aminte? Deci asta e așa. Să fim patrioți locali. Cum să nu te bucur că județul nostru are o șansă în plus? E cu totul altceva să stai pe la uși și cu totul altceva să ai ușile deschise atunci când e în joc soarta comunităților, investițiilor, problemele cu care se confruntă oamenii. Da, adevărul e că organizația PSD Mehedinț va avea uh, ușile larg deschise la Petre Daia, având în vedere că, așa cum vă spuneau, la data afară în șuturi din, de la Mehedinț, adică nu i-au permis nici să candideze la alegeri. Și repet, încă o dată vă spun, este o decizie corectă pe care a luat-o atunci organizația PSD Mehedin și mie mi s-ar fi părut o tragedie pentru această organizație să candideze din nou DAIA. Vă asigur că rezultatul nu era același cu DAIA pe listele pentru Parlament. Bun. Petre Daia a fost un ministru al agriculturii performant pe vremea guvernului Năstase și e un specialist în acest domeniu, fără niciun dubiu. În plus, dar de ce l-au dat afară după șase luni, dacă a fost așa de performant? Că nu mai mi-aduc aminte. Bun. Aici cred că este vorba de o relație specială, personală între Sorin Vidan și Petre Daia. Dacă nu mă înșel, cred că Sorin, Vidaia, Sorin Vidan, cred că a și lucrat la cabinetul parlamentar al lui Petre Daia. Și atunci, înțelegeți și subiectivismul specific fiecăruia dintre noi. Da, Asta nu înseamnă că trebuie să le luăm ca judecăți de valoare de necontestat, pentru că sunt pline de subiectivism aceste opinii. <coughs> În plus, e un om care a pus suflet și o imensă putere de muncă pentru soarta agriculturii, încă de pe vremea când era tânăr inginer agronom la Șește, apoi când a lucrat la Direcția Generală pentru Agricultură. Da, v-am spus. E clar, m a adus aminte, a lucrat la cabinetul lui Daia, Sorin Vidal. Pentru județul nostru ar trebui să fie un motiv de mândrie și de speranță, așa cum a fost și în cazul altor miniștri, e drept puțin proveniți de aici. Începe un an nou și începe, după cum observați, pe metereze. Vom vedea cât va rezista și cum va rezista guvernul Grindeanu. Deocamdată îi acordăm prezumția de responsabilitate și competență. Peste câteva luni de miere ne vom așeza și vom trage linie. Am fost purtați de un val de naivitate și încredere sau am avut Bune intuiții. Da, vom uh, vedea ce se va întâmpla. Cert este că până acum primele zile par să fie dătătoare de optimism, de speranță, primele zile ale acestui uh, guvern. Sper să nu se nască talent și să moară speranțe până la urmă acești miniștri și acest uh, guvern. Da, cu Dragnea care îi cravașează de la spate și care, repet, până acum se mișcă din punct de vedere politic, se mișcă impecabil, adică nu ai ce să-i reproșezi lui Dragnea. A jucat foarte bine, a calculat și a jucat foarte bine toate mutările pe care le-a făcut în ultimul an, chiar aș putea spune. Alegerile astea s-au câștigat și datorită lui Liviu Dragnea, datorită deciziilor pe care le-a impus și datorită Programului de guvernare pe care l-a construit, datorită discursului, datorită deciziilor pe care le-a luat. Deci, sunt niște alegeri câștigate și datorită lui Liviu Dragnea, chiar dacă nu sunt eu vreun fan al lui, să ne înțelegem. Eu n-am fost, nu sunt, dar sper să devin un fan al lui Liviu Dragnea. Adică, dacă va face niște lucruri bune pentru România, sper să devin un fan al lui Liviu Dragnea. La acest moment, nu sunt fan. Dar nici nu pot să nu observi niște decizii. Absolut corecte pe care le-a luat, și faptul că, și datorită lui, așa cum spuneam, PSD-ul a ajuns la acest rezultat. Bun. E doar prima emisiune după vacanță. Vom avea timp pe parcursul săptămânii acestea și săptămânilor viitoare să le comentăm pe toate, să analizăm, să vorbim despre cele ce se întâmplă în România. Ne revedem mâine, așadar, doamnelor și domnilor. Până atunci, ne VVV, ne SMS. Numai bine!